principesei Ileana a fost greu lucrul la rol, dar a fost și interesant. Am descoperit o persoană super puternică încă din copilărie. M-am redescoperit pe mine prin monologul ăsta. Cam atât. Am o întrebare. Ținând seama că ați intrat în intimitățile vieții lui așa, destinului, ei practic nu sunt români, să zicem, etnici vorbind. Cum vi s-a părut? S-au simțit români? Sau încă background-ul lor anglo, saxon, germanic și așa mai departe? Și rusesc și, mă rog, erau cosmopoliți. Au avut acest background, a avut o influență asupra vieții lor, asupra... N-au intrat de puțin în contradicție cu moravurile românești, că ordinea și disciplina germanică, de exemplu, lui Carol I, a fost șocată de haosul balcanic. S-au adaptat, până la urmă. Au fost buni români. Regina Maria chiar și-a asumat faptul că țara asta devenea a ei. Eu cred că cel mai bun răspuns este chiar alegerea pe care au făcut-o fetele în privința fragmentelor și dacă le vom asculta, chiar vom avea un răspuns la întrebarea dumneavoastră, nu? Așa că vă propun... Ca să închidem cerc, așa să închidem cerc, să te lăsăm la sfârșit, nu? Victor Mihailescu sunt eu, am și eu plăcerea și chiar onoarea să lucrez cu studenții de la teatru. Două lucruri vreau să spun și eu. E un proiect care, evident că e valoros din acest motiv, pentru că tinerii au luat contact cu istoria și nu cu orice istorie, ci cu istoria bună a României, cu acea istorie pe care ne-am dorit să o retrăim pe cât posibil, oricând s-ar putea. Dar dincolo de această valoare a proiectului, mai există câteva caracteristici care mi se par foarte importante. Ei sunt studenți la teatru și din acest punct de vedere e foarte bine și mi se pare că e un proiect care ar trebui să existe. E un proiect care îi pune în valoare pe niște studenți, pe niște tineri actori, îi pune în valoare exact așa cum trebuie. Măcar prin faptul că le permite să aprofundeze unul dintre instrumentele esențiale cu care lucrează actorul, respectiv vocea. Și proiectul acesta e valoros dincolo de ceea ce înseamnă toată partea de istorie și tot background-ul acesta al personajelor. E valoros și pentru că le-a prilejuit contactul cu microfon, cu tehnică de înregistrare, cu dificultățile care apar în tot acest proces. Și ăsta e iarăși un lucru poate mai puțin evident la o astfel de discuție, la care merită menționat. Mai e un lucru important care a fost prilejuit de acest proiect și anume faptul că el a presupus colaborarea între mai multe cadre didactice, între toate specializările de la Facultatea de Arte și între profesori și studenți. Și iată cum rezultat, cât se poate de concret, cât se poate de palpabil, iarăși o treabă foarte importantă, pentru că mi se pare deosebit de important pentru un student să înțeleagă că de pe mâinile sale, în urma exercitării unor abilități și creării unor competențe, poate să iasă un produs. Asta ar trebui să vă motiveze și să vă dea de înțeles că treaba asta se poate repeta de ori câte ori. Și mi-ar plăcea să existe și pentru voi pe mai departe și noi cu viitorii studenți să mai facem astfel de lucruri.
sunt, e genul de proiect care chiar ar trebui să se întâmple. Păi, da, auzim un pic, da? Hai să auzim un pic și mă mai vorbim dacă e cazul.